Incursiunea în lumea doctorului Grigore Antipa începe cu demisolul, unde prima sală este dedicată Mării Negre. Diorama cu lumini și umbre ce dau impresia de apă are un peisaj cu aspect pietros din Marea Neagră. Aici, potrivit info touchscreen-ului, aflăm despre mai multe specii de pești, de la cei mici, precum hamsia, până la delfin și marsuinul. În a doua sală este expus mediul acvatic, dulcicol, apoi lunca inundabilă a Dunării, ca în final să regăsim paradisul păsărilor cu cele mai spectaculoase habitate și numeroase specii de păsări, animale și pești, delta Dunării. Diorama Bălțile Dunării prezintă o scenă cu vulturi adunați pe lângă un cadavru, explică directorul Muzeului Antipa Dumitru Murariu. Bălțile inundabile ale Brăilei în partea stângă, Antipa a avut ideea să lase un cadavru de cal otrăvit și după 24 de ore a găsit aceste păsări răpitoare pe care le prezentăm în vitrina și ea în haină nouă. Sala Silvostepei cuprinde mai multe diorame cu peisaje specifice de pădure. Domnul Dumitru Murariu mi-arată cum funcționează cutiuțele digitale aflate în fața vitrinelor. Dacă vreți, de pildă, să vedeți câteva informații despre pasărea aceasta în zbor, că nu știu ce este, aici spune că e ciuful de pădure. Așa oto, și de răspândirea, statutul de ocrotire, aspecte din biologie, aceste infotaciuri, am spus că sunt 67 la număr răspândite pe parcursul vizitării pe toate cele trei niveluri, demisol, parter și etaj. Dar în afară de asta, cum vedeți, avem și o serie de plasme care prezintă aspecte din viața, să spunem, speciilor care sunt reprezentate în apropiere. De pildă, aici este cerbul atacat de o haită de lup și acolo este cu biologia, cu aspecte din relațiile din natură între aceste specii. Și aceasta este o temă a doctorului Antipa, chiar aici și-a realizat-o, numai că, vedeți, și aici este mobilierul complet nou. Înainte de a intra în replica de peșteră pe care poate o știți din vechiul muzeu, găsim o vitrină dedicată savantului biospeolog Emil Racoviță. În peșteră, poate una dintre cele mai spectaculoase părți ale muzeului, într-o lumină difuză poți observa formațiuni karstice, stalactite, coloane, stalagmite, bazine cu apă. Pereții cu aspect pietros lucesc și dau senzația de scurgeri de apă. Pe tavan, peștera are și o colonie de lilieci. Peștera a fost prelungită față de cea originală cu o porțiune care imită ghețarul de la Scărișoara. În incursiunea prin muzeu l-am întâlnit pe domnul Carol König, care spune că a vizitat muzeul Antipa în 1939 alături de tatăl său. Mult, mult mai îmbunătățit față de ceea ce am văzut atunci în 39. Arăta ca vechiul muzeu era în același aranjament? Da, nu. În primul rând, aranjamentul a rămas aproximativ la fel. Adică evoluția prezentării biologice a animalelor care trăiesc a rămas ca ordine, dar modul de prezentare este altul, dar piesele sunt aceleași. Am recunoscut cerbul, am recunoscut și alte animale care le-am văzut atunci, care le rețin și astăzi. Când am văzut negri și alte rase din lume, prima imagine m-a speriat. Și tăică mea m-a dat, ce te sperie? Nu, astea sunt machete, nu sunt realitate. Abia aștept să merg cu nepotul acum. În atriumul central al muzeului pot fi admirate scheletele unor mamifere de talie mare, elefantul indian, hipopotamul și dinoteriul. Un spațiu nou a fost creat pentru cabinetul lui Grigore Antipa, primul hidrobiolog din țară. Aici sunt mai multe cărți, documente și obiecte ale savantului. Tot o noutate în muzeu este și domul de proiecție, care cuprinde expuneri video despre formarea universului. Sala dedicată paleontologiei este impresionantă. Recrează un sit paleontologic cu fosile. Interesantă este puntea transparentă din sticlă, pe deasupra unui șantier paleontologic cu resturi de elefant de stepă sau mamuți. În noul muzeu Grigore Antipa, dinozaurii prin viață. Sunt trei ferestre care te poartă în timp, reconstituire tridimensionale ale mai multor specii de dinozauri. La fel, sala insectelor este una specială. Tavanul imită un fagure de miere colorat în galben-portocaliu. Într-un colț este un copac cu un mare stup, iar în stânga tavanului spre ieșire, un fluture uriaș stă agățat. Incursiunea prin muzeul Antipa se termină cu sala omului, unde regăsim mulaje în mărime naturală ale unor populații ale lumii cu portul, armele și uneltele lor tradiționale.